S-a făcut ora 20. Cărți de citit. Sunt bune. Ajută. Serios. Ai carte, ai parte. Toată lumea la fix și s-a făcut într-adevăr ora 20, am intrat live și ceva s-a schimbat aici, a intrat o altă melodie, în loc să intre fundalul Ai carte, ai parte, stai să mă dau pe mine mai tare și să vedem ce s-a întâmplat, domnule, unde e Roxana, ți-ai pierdut, scuză-mă, îmi cer scuze acum invitatului, sau îi cer scuze, pentru că nu mai găsim fundalul Ai carte, ai parte, ia să vedem. Ăsta e, gata. Suntem. Bă, nu mă simt când nu e fundalul Ai carte, parcă nu este ce trebuie. Bună seara aici la Tana Nana, suntem în stare de radio. Ai carte, ai parte de cărți bune și despre cărți povestim în această seară. Nu știu dacă simțiți așa că parcă vine vacanța, nu știu, la mine cel puțin începe de mâine când plec în vamă. Adevărat că este și o căldură afară de nu mai poți și abia aștept să te duci în vamă, dar pare că prietenii mei vor să mă sărbătorească în avans că vine ziua mea de naștere acuși. Însă vă povestesc la final de emisiune încotro mă duc, că poate vă interesează pentru iubitorii de vama veche, zic asta. Până atunci, doamnelor și domnilor, să trecem la treburi literare, pentru că am aici un invitat cu un nume interesant. Este Dorian, dar nu Grey și nici al Dorian din social media. Este Dorian Dron. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bună seara și mersi mult de tot pentru invitație. Mă, era altfel era introducerea în mintea mea, dar uite că m-a blocat aici, s-a stricat partea tehnică la mine, s-a stricat. Problem. Așa se întâmplă. Dar, când vii tu? Sau când mergi tu undeva? Da, și asta, dar să știi că e mult mai ok când sunt lucrurile neprevăzute și apar așa. Păi haide să le reamintesc atunci celor care ne ascultă că ne pot scrie la 0722304000. Acesta este numărul nostru de WhatsApp și vă las și cu o întrebare, că poate nu îndrăzniți așa să ne dați mesaje pur și simplu, până când intru în subiecte interesante cu Dorian și o să aveți întrebări. Spuneți-ne ce carte citiți în acest moment și din ce oraș ne scrieți. O să te întreb și pe tine, Dorian, puțin mai târziu. După cum știi, e o întrebare care face parte din acele întrebări flash, însă pe final de emisiune, în funcție de timpul pe care îl avem. Și hai să ne întoarcem un pic, pentru că pe mine mă interesează așa numele oamenilor. Mi se pare că li se potrivesc și sunt curioasă, cine ți-a ales ție numele ăsta, Dorian, știi, dacă, nu știu, bunicii erau pasionați, străbunicii de Oscar Wilde și a venit de la povestea aia. Da, e interesant că am întrebat-o pe maica mea de unde a luat numele și mi-a spus că a citit o carte, nu știu sigur acum dacă e portretul lui Dorian Gray, dar citise o carte, ea este pasionată de lectură, a citit întreaga bibliotecă din orașul meu natal, din Pucioasa, Dâmbovița. Da. Și nu mai ține minte numele acelei cărți, că eram și eu curios ce se întâmplă acolo și care e destinul personajului. Dar tu știi destinul personajului. Nu știu, că dacă știam asta, sunt curios, dar o să o mai întreb de când mă duc acasă să-mi spună exact ce carte e. Poate o găsesc și citesc eu despre destinul, dacă este pozitiv sau nu. Sau... Da. Da, reamintesc 0722304000 de unde ne scrieți și ce carte citiți în prezent. Așadar, ne întoarcem în 2018. Dorian, ai avut primul tău contact cu lumea asta literară. Exact. Da, ai scris atunci, povestește-ne puțin de cartea asta prima, Scara, că despre B4. Romanul ăsta e vorba. Stăteai la Scara B4? Nu. Și ai avut o poveste de dat mai departe lumii? Nu, povestea este cumva mai deep așa, AB4 fiind o grupă de sânge, are cumva o legătură directă cu Scara respectivă, pentru că se întâmplă niște lucruri strani acolo. Avem parte și de un ritual cu un preot care face un fel de botez în apartament. Apar niște fenomene inexplicabile, stranii, se dilată timpul, trecem dintr-o realitate într-o ficțiune așa. Asta cum a fost atunci, în 2018, să scrii prima carte, să fie și publicată? Ai primit mesaje de susținere? Le-a plăcut oamenilor cartea? Da, chiar am primit multe comentarii favorabile la lansare.
Eu scrisesem cumva în facultate, începusem amintirile unui spălător auto, că am făcut cursul masterul de scriere creativă cu regretatul Alexandru Mușina și atunci am avut o temă să creăm 4 capitole dintr-un roman. Numai că atunci era scris la persoana a treia, după aia l-am refăcut. Da, adică experiența asta am avut-o de scris. Dar m-am gândit să schimb un pic tema și să, pentru că de fiecare dată, la fiecare roman sau la fiecare volum pe care îl scot, vreau să mă reinventez, să scriu cu totul altceva, știi? Și ți-a plăcut așa de mult atunci rolul ăsta de scriitor, încât ce-ai zis, ia să continui cu scrisul. Categoric, da. Și plus că și lucrarea de licență și masterul eu mi l-am făcut pe mormântări, deci pe folclor. Și îți dai seama că era necesar să aduc și latura asta într-un roman. Și de asta Scarabe 4 are și... Tu ai terminat litere. Da. Sunt curioasă dacă înainte scriai, am zis că în timpul facultății și foarte mulți care au terminat litere au scris în timpul facultății, dar sunt curioasă dacă mai în trecut, în adolescență, poate în copilărie, aveai tangențele astea cu scrisul? Da, inclusiv în liceu am publicat, bine, era un fel de antologie, de nici nu știu, proză scurtă, pot să spun, niște nuvele și atunci au făcut un fel de ședință profesorii cu frunte cu directoarea de atunci și au decis să publice volumul. Era În spatele măștii, se numea. Și am mai scos altă antologie după aia, tot în Pucioasa, la inițiativa bibliotecii, dar... Deci ai tot scris de-a lungul timpului, dar nu ești în punctul în care să rămâi doar pe zona de scris. Din păcate, în România nu există așa ceva. Adică este o pasiune pe care vreau să o duc mai departe. Mi-aș dori, într-adevăr, ca în România să poți să trăiești din scris, să devină o meserie... ad literam, dar nu se întâmplă lucrurile astea. E departe, nu? Drumul ăsta. Departe și lung. Puțin spus. Bine, dar zi-ne așa un pic, cum ai descrie tu stilul tău literar? Eu sunt ancorată în realitate, deci nu... Adică, depinde acum. Uite, spre exemplu, Scarabe 4 are și elemente de fantastic... are, combin cele două spații, spațiu real cu spațiu fantastic și le creez așa o completare, trec dintr-una într-alta, se diluează timpul și tot. În amintirile unui spălător auto, spre exemplu, este pură realitate acolo, deci exact ce se întâmplă, limbajul dintr-o spălătorie auto, interacțiunile dintre oameni. Dar folosești și elemente ficționale, nu? Adică nu doar... Categorie, păi orice roman, orice volum scos, în principiu este ficțiune, chiar dacă este inspirat din realitate, chiar dacă te bazezi pe o poveste din viața ta, nu poți să spui. Pentru că, știi, e întrebarea aia, domne, cât e din tine acolo? Sau ești tu acolo? Asta este una dintre cele mai enervante întrebări. Nu aveam de gând să o pun, dar acum că ai deschis subiect, de ce clar că... Bine, știu că mai urmărește emisiunile, dar nu știam... Pentru că... Noi n-am vorbit despre cum va decurge emisiunea și nu spun de obicei invitaților. În afară de acele mici, punctuale întrebări flash, nu prea dau detalii despre cum și ce întrebări o să pun. În general mă las ghidat așa de conversație și după cum celălalt îmi răspunde. Deci întrebarea asta, că ai zis că e o întrebare... Pentru că când ți se adresează o întrebare de genul și e real, ai trăit tu treaba asta... În momentul în care un scriitor își pune pe foi povestea de viață, ea este filtrată, este adăugată, ea este modificată, trece printr-un filtru subiectiv. Nu mai există realitate, până și amintirea nu mai e reală. Și amintirea este încărcată de subiectivism, pentru că tu ți-o amintești cumva și spui o parte mai pozitivă a lucrurilor. Sau... Depinde. Depinde. Dar nu mai este fix cum ai trăit-o atunci, cum ai văzut-o atunci în secunda aia. Și atunci nu are sens întrebarea asta, pentru că inevitabil un scriitor se va inspira din propria lui viață sau va aduce ceva din viața lui cât să creeze acea credibilitate de care are nevoie atât el cât și cititorul. Băi, când vezi că cititorul ia cartea aia în mână și spune, băi, e bună sau uite, e credibil, a creat omul ăsta un subiect sau... un personaj credibil, mi-a plăcut, m-a ținut, atunci înseamnă că ți-ai atins scopul.
Și eu primesc întrebarea asta cât din mine, exact așa, este în romanul Dragostea pe strada mea și cât, câtă realitate, câtă ficțiune. Uneori chiar mai răspund la asta pentru că sunt și recunosc că sunt și elemente reale, dar sunt și foarte multe din zona cealaltă de imaginație și ficțională. Categorie. Important e ca cele două spații, atât realitatea cât și partea ficțională, să coexiste, să nu fie o ruptură, pentru că în momentul în care s-a produs acea ruptură de, nu știu, spui un lucru concret și îl simți că e acolo, e palpabil și după aia te duci într-o zonă total opusă și pare că nu mai poți să-l apuci. Și să fie verosimil indiferent cât e de imaginar sau că ți-ai imaginat povestea respectivă. Exact. Ce mai bănuiesc eu așa, da, să-mi răspunzi tu, că una dintre cărțile preferate scrise de tine este aceasta ultima, romanul Neuroleptic. Neuroleptic, da. Este și cel mai lucrat. Cel mai lucrat. Dar o să povestim despre asta într-o scurtă pauză muzicală. Ne întoarcem în câteva momente. Nu plecați nicăieri. Pregătiți mesajele 0722 30 4000. Ne întoarcem cu Dorian Dron. Sometimes I need to crawl, since what's been going on. Feel like I've lost my mind, I'm stuck lost in translation. If I hear no one more time, feel like I'll lose my patience. Feel like I'll lose my patience. Feel like I'll lose my patience. Snap out of it. Snap out of it, snap out of it. Și ai parte cu Roxana Brânișteanu. Roxana Brânișteanu, într-adevăr, este alături de mine. Da, eu cu mine sunt. Bă, da, ce se întâmplă în seara asta? Că nu mi mai intră aici, nu știu de ce, nu mai... Da, e mișto melodia asta, Butterfly. Numai că suntem la Ai carte, ai parte și a intrat fundalul nostru. Asta este al emisiunii Ai carte, ai parte. Nu știu ce în seara asta, cred că din cauza, dacă nu putem spune chiar datorită faptului că mă pregătesc de o mini-vacanță despre care vă povestesc la final de emisiune, ne-am întors în studioul Tana Nana, suntem, cum spuneam, în stare de radio, dar povestim despre cărți și citit, ajungem și la cărțile citite. Dorian Dron este alături de mine. Bună seara din nou pentru cine a intrat mai târziu. 0722 30 4000. Avem primul mesaj, îl voi citi în scurt timp. Până atunci, pentru că vorbeam despre playlist-ul de aici de la radio și de fiecare dată primim așa multe aprecieri, mulțumim Alexandru Marinov pentru faptul că pregătești muzica potrivită de fiecare dată. Și îmi spuneai chiar tu, Dorian, că înainte de misiunea ai avut o trupă. Da. Bănuiesc că rock. Era un folk alternativ, dar s-a dus către rock, se numea formația Tron. Bine, încă se mai numește așa, că eu cu Paul vrem să ne mai întâlnim și să mai cântăm. Păi poate cântați pe la evenimente, la Ai carte, ai parte. După cum știi, la Books and Wine avem muzică live și
Da, poate facem asta. Poate, da. Da, dar te-ai gândit atunci, în vremea facultății, să intri și să rămâi în piața muzicală? Noi încercasem, am compus și un set de, nu mai știu, 10 piese sau ceva de genul. Inclusiv ajunsesem cu formația, aveam și tobe, aveam tot, adică eram pregătiți pentru, doar că e dificil în momentul în care te împarți între facultate, job, modul pedagogic, nu mai era timp de absolut nimic. Și tu ai făcut modulul pedagogic? Da, și 1 și 2, adică și eu putem să ne ducem la grădinițe și la... La facultate, doar acolo puteam cu el, exact. Cu 2, da, și cu 1 la generală și da. Și îți dai seama că nu puteam să organizăm tot un singur om sau doi oameni, aveam nevoie de cineva care să se poată ocupa de treaba asta. Și, păi, și acum... Acum, s-a spart. Da, acum te împarți între job, scris și viață personală. Deci sunt mai multe decât în facultate. Da, exact. Da, să știi că mi-e un dor de cântat. Uite, avem o chitară mișto aici, vrei să... Nu, eu când Paul e cu chitara, eu sunt doar cu voce. Oh, păi hai să facem pauză de da, muzică. Îl chemăm din Brașov. Păi nu, boss. Tu, aici singurel. Nu. Sigur nu vrei să ne fredonezi ceva? Te las să te pregătești în următoarea pauză. Nu. Fără Paul nu pot, din păcate. Fără Paul nu pot, te susțin și eu cu ceva. Cu vocea 2. Ne întoarcem însă la cărți și povesteam înainte de pauză despre romanul Neuroleptic. Da. Și ai zis într-un interviu că ai muncit la cartea asta, e o carte foarte muncită și ai scris și rescris de vreo 3 ori la ea până să vadă bun de tipar. Da. De 3 ani de 3 ori. Da, exact. Așa. Dar de ce? Ce nu mergea? Ce nu-ți plăcea? Nu că nu îmi plăcea. În a doua variantă aveam foarte mult, adică dacă acum romanul a ajuns la vreo 350 de pagini, în a doua variantă era undeva la, cred că 400 și... Și aveam multe inserții filozofice, multe lucruri... Și de ce nu erau potrivite să rămână? Nu neapărat sau că nu să le scurtez? Potrivite, doar că mi s-a părut că debusolau și mai tare cititorul, știi? Și ar trebui să mai eliberez un pic acțiunea, cât să țin cititorul acolo. Și de asta am ajuns la varianta asta condensată. Și acum ești 100% mulțumit de rezultatul final? Sau ai acel sindrom, cum să-i spunem, al impostorului? Crezi că tot mai mergea, tot se mai putea, tot? Toată lumea are sindromul ăsta, toți scriitorii. Dar, știi cum e? Cred că și în alte domenii. Da, categorie. Dacă nu există senzația asta că mai trebuia să mai pun ceva acolo sau trebuia să mai scot ceva de acolo sau să-l mai rescriu o dată sau să așa, înseamnă că te-ai blazat. Dacă spui, bă, sunt mulțumit de lucrul pe care l-am scos, deja tu nu mai ai ajuns într-o zonă de plafonare și se lavi. Uite, primim aici o întrebare. Te rog să ne și spui, mulțumim pentru mesaj, te rog să ne și spui de unde ești și ce carte citești în momentul de față. Care este ideea din spatele Neuroleptic? De unde a început? Asta e întrebarea și hai să te ascultăm pe tine. Eu știu câteva detalii inside, dar aștept să ne povestești tu, că de asta avem ascultătorii în direct care vor să știe curiozitățile astea. Exact. Neurolepticul a pornit cu Neurolepticul, de fapt am pornit cu finalul. Aveam finalul în cap, știam unde să ajung cu personajul și ce să se întâmple acolo. În mare parte aveam și câteva vise, pentru că sunt anumite capitole care încep cu vise. Acele vise sunt, de fapt, niște rescrieri ale unor vise pe care eu le-am avut. Personajul știam, aveam inclusiv fata cu tricoul galben ca personaj și atunci am putut să țes toate legăturile. Ai avut o fată cu tricou galben în viața ta și te-ai inspirat sau de unde? Nu, pur și simplu era o fostă prietenă care picta. De ce ai avut-o? Am zis bine. Nu, care picta, știi? Și eu mi-am imaginat fix momentul în care intră în
garsonieră era. Să nu dăm foarte multe spoilere nu dau, deranjeze. Exact. Nu de alta, dar uite, primim aici mesaj că sunt din București și chiar am început acum neuroleptic. Deci, frumos. Deci citește cartea ta în prezent, așa că mulțumesc. Nu vrem să dăm mai multe detalii decât, dar... Nu dau. Spun doar atâta că mi-am imaginat cum e să intre persoana respectivă într-o garsonieră și să-i cadă un tub de acrilic galben și să calce în picioare și atunci tot acrilicul să întindă pe un parchet. Deci nu ne mai pot spune, bănuiesc că începe o scenă. Nu mai pot să vă mai spun mai mult de atât. Sunt multe scene acolo care sunt... Da, sunt și picante? Da, am și... Eu pun întrebări pentru că recunosc și admit asta, n-am ajuns încă la carte. Cartea a ajuns abia în seara asta la mine și îți mulțumesc pentru ea. Poate să-mi povestească ascultătorul nostru, să ne spună pe la ce pagină este și dacă a ajuns la fata cu tricou galben. O să mai spun un lucru, că în neuroleptic e necesar să ajungi la ultimul punct, la ultima pagină. De bea acolo o să închidă tablou. Deci în cazul în care te enervează pe parcurs, da, o să treacă. Trebuie să ajungi la final ca să înțelegi totuși ceva. Care a fost, Zine, mai vorbim despre neuroleptică, uh-huh, așa pe parcurs, dacă mai vin întrebări sau tu dacă mai ai ceva de povestit despre carte. În plus, știi că fac cluburi de lectură și alternez cât pot și cu scriitorii români contemporani, așa că poate chiar reușim cumva anul ăsta să avem și un club la cartea ta. Ne întoarcem însă la zona asta a scrisului și sunt curioasă, pentru că oricine întâmpină dificultăți și provocări, sunt curioasă care a fost cel mai mare obstacol la tine pe care l-ai întâmpinat. Nu știu, ai avut, de exemplu, momente de blanc în care n-ai mai știut ce să scrii? Poate în acei 3 ani în care ai scris neuroleptic? Da, am avut momente în care nu mai știam care e direcția sau cu ce pot să continui, dar mai sunt niște trucuri pe care încercăm, sau cel puțin eu încerc să le... Poate ajută și alți scriitori care ne ascultă în momentul ăsta aici la un emisiune Ai Cartea Parte, nu sunt doar cititori, sunt și scriitori, așa că... Categoric. Eu de obicei mă axez pe altceva. În momentul în care am un blanc, mă bag într-o altă zonă. Ori ascult muzică, ori scriu altceva. E necesar să iei distanță un pic de textul pe care l-ai scris. E necesar să ieși, să te plimbi, să-ți găsești o altă resursă, pentru că mintea oricum o să gândească mai departe. Și s-ar putea să fii surprins în momentul în care o să mergi pe stradă și o să vezi, sau nu știu, interacționezi cu cineva, sau mergi la un concert și vine ideea salvatoare cu care poți să continui. Deci să nu intre nimeni în panică dacă există bancuri și... Stai să mai avem aici o întrebare și să înțeleg... interesant. E metaforic, e pus în ghilimele aici? Nu sunt ghilimele. Care este prețul plătit pentru cartea asta? Pentru că toate se plătesc. Bună asta. Da. E bună întrebare. Mulțumim. Păi prețul, dacă vorbim de partea materială, putem să excludem. Nu există un preț pentru că... Nu există un preț. Dacă prețul... Să menționăm totuși, Neuroleptic se regăsește la editura Litera în colecția... Biblioteca de proză contemporană, uh-huh, și se găsește în toate librările și pe toate platformele online. Dacă vorbim de prețul celălalt al timpului pierdut, nu. Nu există pentru că eu asta vreau să fac și mai departe. Adică timpul ăla, într-adevăr, este o muncă în spate. Nu e atât de ușor să scrii un roman de tipul ăsta, să poți să închizi toți nasturii și să duci personajul într-o parte în alta și să nu uiți ce s-a întâmplat acolo și să-l rescrii, că asta e cea mai chinuitoare treabă, să poți să te distanțezi un pic, măcar câteva luni după primul draft, să poți să-l rescrii, să tai din el, după aia să te mai uiți încă o dată, să mai tot tai, pentru că... Scriitorul în sine nu vrea să renunțe sau să taie la ce, din ceea ce face el, considerând că totul e ok acolo, dar e necesar și muncă de... Uite, continuăm cu... Mulțumim că ne asculți cu foarte mare atenție. Care e, deci, prețul plătit și ne spune mai departe prețul artistic, omul Dorian? Te bagă în dificultate, te pune un pic, ascultătorule. Ascultătorul nostru misterios. Mulțumim!
prețul artistului. Mm-hmm. Prețul artistului constă în timp. Atât. Să doar ai timp. Timp mm-hmm. să poți să le scrii, timp să poți să construiești. Nu, alt preț nu există. Nu mă vând, nu... Ce ar însemna să te vinzi? Să accept scrii, să scrii la comandă, să... Mm-hmm. Bine. Nu, nici dacă asta ți-ar garanta că poți să rămâi scriitor cu normă întreagă? Și să nu mai faci, nici nu știu ce job faci în momentul de față. Eu sau în ce domeniu. Eu sunt tester pe IT. În IT. Da. Și na, nu renunț. Ei, nu se renunță așa, că na, în IT se câștigă încă foarte bine, după cum da, știe și toată lumea. Și asta, na. Deci nu e de renunțat neapărat, dar ca idee, că ai zis că nu te vinzi. Și mă întrebam așa, dacă ar fi ocazia asta să scrii la comandă și eu înțeleg la ce te referi să te vinzi, dacă ai face-o, dacă asta ți-ar oferi statutul doar de scriitor, să nu mai faci nimic altceva decât să scrii cărți. Aș scrie la comandă, dar nu sub numele meu. Ok. Deci, asta unul la mână, pentru că na, una e când te gândești sub pseudonim tu, sau... Sub pseudonim sau, na, nu știu, ghostwriter. Ghostwriter. Da. Uh-huh. Dar nu aș fi de acord să scriu, sau bine, aici pot să mă contrazic. Dacă e o comandă, spre exemplu, dacă cineva îmi dă o temă și uh-huh. rezonez cu tema respectivă, atunci da, merge, normal. Da, pentru că atunci mi-aș pune amprenta eu. Dar dacă este o comandă, nu știu, vine cineva și spune, scrie-mi o carte despre viața mea. Depinde de persoană și da, exact. Depinde mulți, ce viață a avut. Da, sunt mulți. Ne întoarcem în câteva momente. Suntem la Ai Carte, Ai Parte, Radio Tananana, în stare de radio. Și ascultăm acum Just Jack. Roller Coaster, baby. Another one.
parte și ai parte cu Roxana Brâneșteanu. Ta-na-na-na cu Roxana Brâneșteanu. Ah. Serios, ai carte, ai parte. Băi, deci eu sunt ceva de comă cu butoanele astea, nu știu ce naiba se întâmplă, pentru că eu îmi pun jingle-uri de care tot eu am uitat după aia, că mi-am pus ori nu-mi intră, ori... Ajută-mă și pune la chestiile astea tehnice, Dorian, că ai zis că te pricep foarte bine. Ar fi culmea cineva în IT, dar e bine de știut că pot apela dacă am vreodată nevoie. Poți apela, cu încredere. Da, intrase un jingle care spunea că Roxana Brâneșteanu este la Ai Carte, Ai Parte și avem parte de discuții literare și nu numai cu Dorian Dron. Hai să ne întoarcem. Povesteam înainte de pauza muzicală despre romanul Neuroleptic. Mulțumim și pentru mesajele pregătite. Uite, mai avem un mesaj, dar imediat o să-l luăm. Mulțumim tare mult. Aș vrea să știu care sunt, nu știu, sursele astea de inspirație, de unde ți le iei. Am înțeles că din viața proprie pleci de la ceva, dar cum reușești să menții creativitatea asta zi de zi? Că scrisul este constant. A să scrii bine, categoric, trebuie categoric să păstrezi această constanță. Tu ai un ritual anume, scrii în fiecare zi sau scrii doar când ți se naște o poveste? Cum faci? Fix a doua variantă. Dar mă gândesc în fiecare zi, adică nu pun pe pauză partea, latura asta scriitoricească, îmi caut în fiecare zi teme, am povestiri începute, am chiar acum scriu o povestire despre un tip într-un bloc care are un bătrân deasupra și creează tot felul de probleme. Și e vecin cu tine? Nu. Chiar nu. Dar tot timpul încerc să am subiecte și să pot să le dezvolt. Nu am ritualuri așa, dar... Nu știu, să-ți pui ceasul alarma și să și scrie pe alarmă. M-am trezit să scriu la ora 5 nu, dimineața pentru asta și... Aș vrea, uite, să mă trezesc la 6 dimineața și să mă apuc de scris atunci până la 9 când încep serviciu. Băi, asta e o chestie pe care recunosc că mi-o doresc și eu și o am în minte. Cândva m-am gândit eu că după vârsta a doua o să se întâmple, poate... Da, după deci vârsta a doua, pentru că sunt scriitori în afară care asta fac, știi? Da. Au ceas, au programat, în fiecare zi scriu. Da. Eu scriam după job, numai că este un pic, cum să spun, obositor după toată ziua în care, nu știu, testezi sau ai diferite task-uri, interacțiuni, nu știu, toată acumularea de peste zi. Mintea nu mai e atât de fresh, cu toate că există punctul ăla optim, să zicem ora 8 seara, în care poți să dai randament cam până la 10 și poți să mai aduni acolo, doar că este un efort suplimentar pentru corp și pentru minte. De asta la 6 dimineața, când dacă te trezești, atunci ai mintea fresh și poți să scrii. Dar pentru Neuroleptic sau în general pentru cărțile tale ai și un outline? Adică te pregătești înainte, deci faci treaba asta. Ai învățat în masterul acela? Știu că se practică și în afară. Da. Pe altfel n-ai cum, pentru că poți risca să pierzi detalii. Adică să-i spui unui, să-ți creezi un personaj care are ochii albaștri la începutul cărții și pe la jumătate să aibă căprui sau ceva. Sau... Bine, asta cred că odată cu experiența nu se mai întâmplă. De exemplu, Doina Ruștin povestea aici că niciodată nu a făcut treaba asta să-și facă outline-ul la ea. Merge de la început până la sfârșit povestea. Există și situațiile astea, dar din punctul meu de vedere e necesar să creezi o fișă de personaje, e necesar să schițezi măcar cum arată acțiunea unei cărți, ce vrei să se întâmple cu personajul. Asta m-a învățat și eu în școala de scris și la fel. Și asta se întâmplă, de exemplu, ne spunea Daniel Zărnescu, pentru că la el am făcut școala de scris, că Stephen King asta face tot timpul, de ani de zile. Da. Și J.K. Rowling mai spunea că la fel își face o fișă din asta de personaje. Pentru că altfel nu o să uiți, știi, dacă ai o linie și tu știi că personajul respectiv trebuie să ajungă din punctul A în punctul B și ce se întâmplă pe parcurs, tu poți să-ți trasezi liniile și așa te ajută și pe tine să-ți structurezi ideile din cap. Și cam câte pagini ține un outline din asta încât să...
eu pot să funcționez și adică pe două pagini. Adică pur și simplu scrii personaje, vârstă, acțiune în mare sau cum? Da, personaje, tot ce poți să pui tu despre personaj. Vârstă, nu știu cum arată, locul, poate. Locul, uh-huh. Da, care e jobul lui, cu cine interacționează, ce, nu știu, dacă are familie, dacă e singur, dacă... Da, exact. Toate caracteristicile care te pot ajuta pe tine și personajul tău să funcționeze. Cum crezi că te-ai dezvoltat ca scriitor din prima clipă în care ai început să scrii, sau hai să zicem de la prima carte publicată, până în prezent, din 2018 până în 2024? Clar este o diferență, pentru că se schimbă și tipul de scriitură, tipul de narațiune, tipul de, nu știu, de construcție de personaje. Vine și experiența lecturii, care acumulez alte cărți, alte interacționez cu alți oameni. Asta înseamnă evoluție până la urmă. Deci, până la urmă, orice carte, dacă începi, și orice scriitor, dacă își citește prima carte, debutul, o să vadă diferențe față de cum e în prezent când a scos o altă carte. Și în prezent? Lucrez la o nouă carte. Asta știu că mi-ai și povestit-o, nu știu dacă trebuia să o spun, ăsta e riscul invitațiilor când vin aici și ne și cunoaștem în viața reală, că în viața reală, nu că aici nu e real, în viața privată. Da, da. Eu mai dau din casă, sunt nici cunoscută pentru asta, așa că, dragi ascultători care auziți emisiunea și sunteți și pe lista de invitați, să știți că mai zic așa câte un lucru dacă îl cunosc și personal, dar și dacă din documentarea mea, mai sunt oameni care zic, bă, ți-ai făcut prea bine temele. Păi asta e, școala aia de jurnalism și de presă scrisă de-a lungul timpului au contribuit la ceea ce fac astăzi, printre altele. Așadar, scrie o nouă poveste. Da. Ai început-o când? Cred că am început-o după... anul trecut am început-o. Și anul trecut? Fie, da. Pe final de an? Sau? Nu, fix după lansarea Neuroleptic-ului. Oh, foarte repede. Te-a impulsionat așa, ai fost atât de fericit cu cartea, lumea a primit-o foarte bine și ai zis, păi să nu stau, stai așa, să le arăt că eu mai am. Da, mai am un roman terminat, că eu lucrez cu două înainte. Ce mai ai? Mai am un roman terminat, dar ăla o să fie, ăla e la sertar. Urmează să iasă. Nu. Păi? Nu, momentan. Cum așa? Mai are adică e un draft... dar vreau să apară romanul la care scriu acum și după aia celălalt. E o chestie acolo între ele și nu poate să apară. Nu, n-aș vrea să-l scot pentru că ar fi apropiat, să zicem, de Neuroleptic doar ca o tematică, să spun, dar nu are treabă. Și, cum spuneam, la fiecare roman vreau să mă reinventez și atunci nu vreau să creez un fel de așteptare. Uite, apropo de asta, care sunt temele principale pe care le abordezi în general? Dragoste, moarte. Asta e normal, standard. Păi, dacă ziceai de înmormântări. Da, asta a fost în Scarabe 4. Diferite interacțiuni dintre personaje reale sau din orice pot să găsesc. Nu știu dacă... Pentru că nu te-am citit și nu știu, te întreb direct, folosești și cuvinte vulgare în cărțile tale? Îți recomand Amintirile unui spălător auto, de-aia se numește păi bine, așa. Da, acolo cu siguranță, pentru că îi auzim, mă duc la spălătorie și... Exact. Mi-am luat niște înjurături acum vreun an că n-am lăsat șpagă. Bă, dar n-aveam niciun leu și oricum am chestia asta, cu cât mă forțez mai tare să las un tips, cu atât mai rău mă irită, știi? Pentru că eu vin și plătesc niște servicii care îți se aduc un salariu. Exact. Adică să te plătească șeful tău dacă vrei în plus. Mă, și l-am auzit cum m-a înjurat. Am luat foc și m-am dus direct la patronul lui, că era acolo. Zic că îl convințești sau... Foarte bine, foarte bine. Deci uite, vezi, dacă îți spuneam povestea înainte, o foloseai în carte. Da, deci acolo clar, n-ai cum altfel. Da, dar e un risc și cu limbajul ăsta licențios. Este un risc atât de mare să o dai în bară, pentru că poți să pui gratuități, adică în momentul în care aduci un limbaj licențios și îl pui în contextul nepotrivit, atunci poți să o dai de gard, pentru că cititorul spune, bă, dar ce e chestia asta, adică n-aveam nevoie, poate e prea mult, poate nu rezonez cu lucrul ăsta. Dar asta e o meserie și asta, să știi unde să aduci. Și unde să te oprești până la urmă. Și unde să te oprești și cât să aduci să colorezi limbajul și să aduci un plus limbajului respectiv și acțiunii. Nu să le arunci consecutiv, pentru că nu...
nu aduci niciun plus. Ai citit astfel de cărți în ultima perioadă? Nu. N-am mai citit în ultima perioadă cărți așa, pentru că și tipul ăsta de limba s-a diluat. A fost o perioadă, cum a fost boom-ul, spre exemplu, dacă ți-aduce aminte, în stand-up comedy la noi. Când se înjura la începuturi mult, la fiecare pasaj, s-a băgat câte o înjurătură. Acum s-au diluat, tocmai pentru a aduce o coloratură. Adică nu e necesar să aduci... Da, uite, scritorii români contemporani țin să facă așa un pic de exces de... Mai depinde acum. Anumiți câțiva. Da, depinde... De poveste, dacă ai un personaj care folosește înjurăturile constant... Dacă e colorat constant, că așa e de natură, sigur. E necesar să-l ții de la un capăt la altul așa. Deci de-aia poate să fie prea mult. Dar și aici, repet, trebuie să existe un echilibru. Da. Ți reamintesc că zboară, poate nu-ți dădeai seama de asta, zboară foarte repede timpul aici. Frumos. Mai luăm ultima pauză muzicală, dar înainte de asta, înainte de a lua pauză și înainte de a ne de a ne reîntoarce în studio, vreau să, cum sună asta, ne reîntoarcem ca și cum zburăm pe ușă și plecăm undeva și ne întoarcem. Nu, rămânem aici, eu la butoane, la microfoane amândoi, însă, cum ziceam în introducere, parcă se simte așa ăsta de vacanță, deși vacanța se ia săptămâna viitoare, cu 1 mai. Las că noi luăm mai devreme. Da, m-a întrebat cineva, zice, îți iei liber de 1 mai? Stai să mă uit la angajatorul meu, cine este? Roxana de la iCarte-i parte. Exact. Ce scrie în SRL-ul meu? A, nu m-am angajat încă. Lasă că în ianuarie 2025 prevăd așa o angajare în firmă și mă văd și pe mine parcă angajată. Sper să fie la mine, nu angajată cuiva. Dar eu sunt și foarte relaxat așa, nu știu, parcă nu doar faptul că plec mâine în vamă și că pleci și tu cu noi în vamă, că suntem o gașcă de prieteni care mergem, dar eu sunt relaxată și pentru că ieri am avut parte de un masaj de o oră și jumătate și m-a întrebat cineva, dar ce ți-a făcut mă într-o oră jumătate? Păi am avut și masajul capilar, că trebuia să mă relaxez la minte ca să vin aici să fac emisiunea asta. Da. Să vorbim despre neuroleptic. Te face cu capul și neuroleptic? Sunt anumite pasaje, da. Da, păi încă nu m-am apucat. Mă mai duc la salonul ăsta de masaj și chiar am descoperit recent în București, Rami Spa se numește. Cred că este singurul salon care are masajul balinez și în care sunt balineze. Fetele alea chiar sunt aduse special aici în București pentru a oferi acest tip de masaj. La baza au masajul balinez. Deci Rami, exact așa este scris, nu Rami, Rumi, poetul persan. Da, este Rami, care vine de la Ramona și Mihai, cei care au și creat acest loc relaxant, unde, apropo, poți să și citești o carte. Merg dacă deci e acolo. Da, au o recepție atât de faină, că, uite, mi-am terminat ideea în minte, dar acum nu mă pot opri pentru că mi-aduc aminte cum au recepția aia și câte cărți am văzut acolo și n-am putut să nu mă duc pe terasă cu o carte, să o aleg și eu. Chiar dacă sunt mai în zona asta motivațională și dezvoltare personală. Dar haideți să ne întoarcem în câteva momente, că vreau să te întreb și pe tine de metode de relaxare, nu de alta, dacă tot m-am dus eu în zona asta, sunt curioasă și la tine. Ne întoarcem, ascultăm Marin, nu e Marinul românesc, ba da, că e Bulls Brothers. Și plângea, măi, dragă Mărine.
dragă Mărine. Ne întoarcem. Bine, mă, că i-am zis Mărin. Miliardarul Mărin. Ne-am întors în studioul Tana Nana, suntem la iCarte. Parte Dorian Dron este alături de noi și ne pregătim de final de emisiune. Mai avem cam un sfert de oră, să vedem acum dacă ne încadrăm cu timpul, pentru că mai am niște întrebări pentru tine. Dar vreau să te întreb înainte, că am zis chiar înainte de pauză, tu ce metode de relaxare ai? Că vorbeam despre masajul ăsta balinez, care chiar a fost prima dată când am reușit să adorm. Bine, prima dată de când merg la ei, dar nu merg de foarte mult timp, e a doua săptămână în care aleg un alt tip de masaj, acum a fost Aroma Spring Pack, prima dată a fost 100% balinez și zic că eu dacă adorm în timpul masajului este genial, pentru că se întâmplă foarte greu să ies din minte, să mă relaxez total și să țipesc. Și s-a întâmplat o chestie foarte interesantă, că am ațipit câteva momente, ziceam, nu am dormit, e somnul ăla, bucata aia în REM, știi? Și în timpul ăla, deci țin minte că eram, știi, somnul la scurt, în care ești conștient cumva ce se întâmplă și când am început să începeam să mă trezesc, mi-am dat seama că râdeam efectiv, îmi venea să râd de fapt, aveam un zâmbet așa larg și tâmp pe față și mă gândeam oare ce zice balineza care mă masează în momentul ăsta când venea atât de tare să râd. Da, mă rog, o să-ți povestesc ce am visat ca să nu duci prea tare emisiunea în asta. Cum îți găsești tu metodele de relaxare? Uite, și am, apropo de masaj, că de-aia te-am întrebat sau o să te întreb după aia care e adresa la salonul ăsta de masaj, pentru că și eu îmi doresc. În Bulgaria am făcut tot așa la niște balineze și a fost foarte mișto, o oră, nu mai trebuia nimic. Am și probleme cu spatele, deci e perfect. Și ca metode alternative, știu, muzica, meditația seara înainte de somn, eliberezi mintea complet. Bănuiesc că și cititul. Normal. Mă rog, dacă citești Demonii lui Dostoevski, cum sunt eu acum, noroc că m-a prins foarte tare romanul. Mi se întâmplă chestia asta cu romanele voluminoase, mă prind greu la început, după care intru și nu-l mai pot lăsa din mână, apoi iar mai vine un moment din ăsta în care mă plimbă. Da. Deși Dostoevski nu te plimbă niciodată fără sens și scop, clar. Dar nu e chiar așa un roman de relaxare, Demonii. Tu ai citit-o? Da. Nu, Demonii nu i-am citit, dar i-am pe listă. Zi-mi atunci care sunt autorii sau cărțile care te-au influențat cel mai mult și au contribuit, uite, că pentru a fi scriitor trebuie să... fii și cititor, adică... Categoric, fără a citi, nu poți să... Poți să mergi pe cărările scrise de alții și atunci nu-ți dai seama unde e rolul tău. Nu știu, am mulți scriitori care m-au format așa, nu știu, pot să spun și de la noi, și Cărtărescu, care mi-a dat așa o dorință de asta de a ajunge și eu scriitor în România. Recent am citit Carlove, știu că mulți nu îl consideră neapărat un scriitor bun sau mare, însă mie îmi place un scriitor norvegian cu Lupta mea. Am inclusiv clasicii, Dostoevski sau Nabokov, oameni grei, Kundera, nu știu. O să mergem acum și la, dacă tot am intrat în zona de cărți și recomandări, ne ducem la întrebările acelea flash. Okay. Ești pregătit? Sunt. Știu că ai zis că astea sunt întrebări la care să răspund și eu. Da, chiar te rog. Nu avem timp să răspund și eu și sincer să fiu, chiar mă gândeam, zic, păi da, mai sunt invitații aici care zic asta, dar numai noi, numai eu răspund, vreau să aud și părerea ta. Promis să vorbim despre asta, numai că timpul, iată, nu ne permite, mai sunt 10 minute din emisiune, așa că vreau să-ți acord ție timpul necesar să răspund la ele. Pot în schimb să răspund la prima, uite, cartea preferată. Ok, zi-o tu. Zic eu prima? Ziua. Păi dacă tot am vorbit mai devreme de Dostoevski, chiar am făcut și o postare, cred că a apărut, nu știu, ieri, azi dimineață, că eu fac foarte multe programez și postări și reel-uri și uneori uit în ce zile le-am pus, mă mai trezesc câteodată așa cu câte două din greșeală, zic asta când a apărut, cine a pus-o? A, tot eu, că n-am oameni la marketing, știi? Da, Frații Karamazov rămâne pentru mine cartea preferată, deși e foarte greu, într-adevăr, eu îmi dau seama când pun întrebarea asta, e foarte dificil să alegi o singură carte, adică, nu știu, sau un singur autor, îmi place Marquez, îmi plac foarte mulți. Și mie mi-e greu, când mi-ai pus, mi-ai trimis cuizul ăsta,
extrem. De asta nu o să spun o singură carte, o să spun două. Haide, păi e bine oricum din atâtea sute de cărți. Stefan Zweig cu Suflete zbuciumate și este despre orbire a lui Saramago. Saramago. Uh-huh. Și filmul preferat? Eternal Sunshine of the Spotless. Ok. O carte care te-a emoționat sau te-a făcut chiar să plângi? Ai avut din astea... Tot, Suflete zbuciumate și ar mai fi Iubita locotenentului francez. N-am plâns la ea. Nu, de plâns John Falls, de... de emoție, da, de normal. Emoție, bine, John Falls e... Da, ai citit și Magicianul de la el? Da. Interesant că ai ales dintre ele Iubita locotenentului francez. Da, pentru că Magicianul e, mi se pare, capodoperă, așa, știi? Da. Așa, nu discutăm gusturi aici, nu putem să spunem orice. Un clasic preferat? Hai să spunem și Dostoevski și aș putea să spun și Nabokov. Deci tot literatura rusă. Da. Contemporan, român și străin? La contemporani aș zice Cosmin Perța și Cristian Fulaș. Okay. Fără a-i omite pe ceilalți, că sunt mulți. Cartea pe care o citești în prezent? Uite că am zis că... punem întrebarea asta și în emisiune. Cineva zice că citește cartea ta. Ce frumos, îi mulțumesc. Mulțumim pentru mesaje, o să răspund chiar pe WhatsApp la ele. Deci... Citesc Flori pentru Algernon. Oh, vai, cât romanul. Am plâns. Doamne, cât am plâns la romanul ăsta. Așa m-a enervat începutul. Ai răspuns deja acum ce roman te-a făcut să plângi. Da, uite, okay. Că am răspuns la întrebare fără să-mi fi propus la asta. Cartea pe care, așa, o carte pe care ai citit-o de mai multe ori? Să pune și dacă n-am terminat-o. Am două. Una pe care am terminat-o. Dar de ce îi face asta? Nu înțeleg. Adică păi, cum? O să spun de ce. Te rog. E Ulise, al lui Joyce. Aolo, mamă, viața mea, deci mi-a zis cineva că o să mănânce zilele, an întreg o să zilele, stăm. Da. Dar am citit cititorul din peșteră al lui Ruizing. Din punctul meu de vedere, una dintre cele mai puternice cărți pentru teoria literaturii. Cine te inspiră pe tine, Dorian Dron? Realitatea? Cel mai frumos oraș vizitat? În afară de Brașov... Timișoara, că e al tău. Timișoara, în România și Barcelona. Cel mai mare hobby? Tot scrisul. Chiar dacă aș vrea să devină meserie, dar... Cel mai... plăcere vinovate, uite, am aici. Ceva ce știi că nu e bine și totuși faci. Cartofi prăjiți și clătite cu finete. Aolo, vezi că mi se face foame și mie acum. Și n-avem mâine în vamă cartofi prăjiți. Dar avem bucătărie. Putem să aducem. Ați auzit Gașca, ai cartea pe parte. Gașca care mergem să sărbătorim. Deși nu e ziua mea de naștere, dar primesc mesaje de la mulți ani de o săptămână. Facem cartofi prăjiți în vamă, da? Nu, că avem bunica gătește care ne-a trimis acolo traista plină cu mâncare. Principalul defect și principala calitate? Mai nu știu, la faza cu defect. Pot să spun că uneori sunt insistent așa când vreau să mobilizez oamenii, știi? Dar poate fi o calitate, că s-ar putea să ajute. Da, poate să poate ajuta, dar trebuie să mă temperez un pic când îmi dau seama că poate nu e direcția potrivită pentru persoana respectivă și atunci fiecare e liber să facă ce vrea. Cea mai mare lecție... Și calitate, stai că n-am zis calitate. Ah, scuză-mă, da. Am crezut că a rămas același lucru și defect și calitate. Băi, posibil, nu știu. Am mai multe și calități, pot să zic. Când organizat, nu știu, perseverent, implicat. Ok. Și creativ, măi, mi-ai dat o idee foarte bună pentru o nouă tabără. Deci mi-a zis mai devreme, dar nici nu vă zic că poate îmi luați ideea și așa ideea de tabără de lectură am înțeles că vrea să se ia. Și asta e, nu pot să o înregistrez la o simcă de. Noroc măcar cu ai carte parte, că mă trezeam că era luat și ăsta. Pe ăsta n-aveți cum să-l luați. Și nici ideile. Deci, da, ești creativ, mi-ai dat o idee foarte bună asta cu Treasure Hunt. Mai povestim despre ea. Ce că nu spui, da, tot ai spus. Am zis Treasure Hunt, dar lumea nu știe ce înseamnă neapărat. Okay. Nu că nu știe ce înseamnă Treasure Hunt, dar nu neapărat cum să o introduci în tabăra de lectură. Deci, acum, bineînțeles, sunt foarte multe idei. Ne întoarcem cu lecția, cea mai mare lecție pe care simți că ți-a dat-o viața. Până la vârsta ta, că ești încă foarte tânăr, 30 și ceva de ani, 35, parcă nu suntem de seamă. Da, păi da, și eu fac 37. Stai un pic, am zis 35 că suntem de seamă. Roxana, faci...
o vârstă săptămâna viitoare, pe 3 mai, nu 35. Lasă-mă că e bine așa, ce are. Da, da, la da. 37 noiembrie. Zine o mulți înainte. Deci, la fel. Lecția pe care ai luat-o până la 36 deocamdată. Sunt două, de fapt. Să nu mai sper de la o relație când ea e moartă. O relație de dragoste. Da, când ea nu mai funcționează. Mamă, Dorian, dacă tot să te inspire asta. Da. La o nouă carte îți dai seama ce faci din romanul următor? Exact. Și ar mai fi să mergi înainte orice s-ar întâmpla, oricare ar fi, orice critică, orice părere, nu contează. Uh-huh. Ai primit de-a lungul timpului critici? Da, orice scriitor primește. Dacă te uiți pe Goodreads, sunt toți oameni care scriu, comentează. Dar nu, asta e constructiv pentru fiecare scriitor. Un lucru benefic. Și asta cu, uite că nu prea pot să trec așa de repede peste ce ai spus adineauri. Să nu mai sper de la o relație care e deja moartă. Asta da, merge luată și pusă ca replică într-o carte. Pot să ți-o iau, îți dau drepturi de autor, zic, uite, categori. Și îmi zicea Dorian, da, se vorbește foarte mult despre luptă. Ce faci cu lupta? Păi, simți că e moartă în momentul în care ai luptat un pic? Da, păi da, asta vreau să zic, în momentul în care ai tot luptat, ai sperat, ai trecut pe multe împreună, lucruri pozitive, lucruri negative, te-au format, ați evoluat împreună. Iar dacă nu mai de nicio parte, nu mai există niciun fel de lucru pozitiv și simți că totul e un mecanism care funcționează în gol, atunci e necesar să termine. Ok, nu insistăm prea mult pe subiect, dar încheiem cu un sfat sau o sugestie pe care o ai pentru cei care ne ascultă în momentul ăsta sau cei care ne vor asculta când va fi ulterior urcată pe YouTube emisiunea. Nu uitați pe canalul de YouTube tananana.ro și Roxana Brănișteanu. Citiți literatura română contemporană, dincolo de toate părerile, dincolo de tot războiul mediatic între edituri, să știți că sunt foarte mulți scriitori care chiar au ceva de spus și chiar au povești și de viață care pot forma. Și uite așa, ce să zic, că timpul ăsta a zburat, este aproape ora 21, o să vină în curând din nou ora exactă peste noi, iar o să mă blochez pe aici la butoane, că trebuie foarte rapidă treaba asta. Colegii mei, eu cred că trebuie să mai vină în emisiunile lor, că mă derutează asta. Nu, a fost o perioadă în care ora exactă nu intra deloc și acum au făcut ei treaba asta minunată, că mie mi-era dor să aud ora exactă, cumva ești ca o atenționare așa, hei, mai moderează-te cu vorba, că... Da, da, da. Și așa mi se pare că am vorbit în emisiunea asta mai mult ca niciodată. Da, așa e frumos. Asta e și când rezonezi foarte bine, știi, cu invitatul, da. Și mai ales că ne și cunoaștem, mă ajută foarte mult treaba asta în emisiune. Dar ne întoarcem la ce spuneam la început de emisiune, și anume că noi plecăm într-o mini-vacanță, adică da. Noi însemnând câțiva din gașca asta, putem să spunem, uite că zice lumea, bă, petrecerile Roxanei de la iCarte iParte sunt cele mai mișto. Nu, de fapt, n-au zis Roxanei, petrecerile iCarte iParte. Numai că asta nu e o petrecere iCarte, nu e un eveniment făcut public. Suntem noi câțiva amici prieteni care mergem și petrecem de flori, căci la mulți ani tuturor care vă sărbătoriți în weekendul ăsta, de flori la Neața Vama Veche. Chiar așa se numește. Ce fain. Neața Vama Veche, abia aștept să ajung acolo să văd să ne trezim dimineața. Un răsărit de vamă. Categoric. Deci că nu se pune problema. În anturajul meu sunt foarte mulți iubitori de vamă. Deci eu zic că acolo am și văzut un pic. E nou și pentru mine, n-am mai fost. Abia aștept să văd și locul și să văd acel răsărit. Sperăm că ploaia asta se mai duce se un duce. Pic. M-am uitat pe vreme, sunt 18 și se schimbă? Grade. Da. Da? Bine, păi la Neața Vama Veche, ce să zic, avem o bucătărie utilată cu de toate, așa că nici nu ne ducem cu mâna goală, pentru că bunica gătește pentru tot București și tot weekendul, să răspund la întrebarea asta. Nu este bunica mea, e bunica noastră a tuturor de aici, din tuturor. București și din Ilfov, pentru că fac mâncăruri tradiționale românești. Este o bunică pasionată și intră ora exactă, mă întrerupe. Ce s-a întâmplat, mă? Deci nu cred așa ceva. Ai văzut? Ai simțit? Da, da. Nu cred așa ceva. Băi, deci trebuia să intre ora exactă, mi-a apărut aici pe ecran. Și uită-te și tu ce s-a întâmplat. A intrat o nouă melodie.
Asta a fost și ora exactă. A fost și ora exactă, deci m-am mai și întrerupt din idei și din discuție. Spuneam că la câtă mâncare a trimis bunica gătește pentru noi în astea trei zile. Cred că eu pot să mai stau încă o săptămână, cel puțin în vama veche. Mulțumim tare mult și pentru că, ce să zic, na, nu poți, mă, n-ai cum, că și scriitorii mari au consumat băuturi atunci când scriau și au scos capodopere. Trebuie să le mulțumim și celor de la Drink Story care au făcut un colet, așa, un drăguț colet și pachetel pentru noi, pentru că s-au gândit, bă, oamenii ăștia o sărbătoresc pe fata asta care a creat Ai Carte, Ai Parte. Pă, hai să aibă parte de tot ce vor weekendul ăsta. Am fost chiar zilele trecute, am vizitat, au aici pe Banumanta, foarte aproape de studioul Tana Nana, și am găsit la ei foarte multe produse. Nu o să le spun aici că suntem la radio și în emisiunea Ai Carte, Ai Parte. Mai multe detalii vedeți voi pe contul de Instagram Ai Carte, Ai Parte. Dorian, îți mulțumesc. Mulțumesc tare mult pentru prezență. A fost foarte faină discuția și vreau să le spun celor care ne-au ascultat acum pe final că te pot găsi și pe tine pe social media, chiar dacă nu ești neapărat foarte activ, dar ești acolo pe Facebook mai ales. Da, și pe Instagram sunt, dar nu... Da, nu... Ei, las-o pe Roxana că face ea destul social media. Dorian Dron, exact așa îl găsiți și ne auzim, poate ți-am zis, poate punem neurolepticul la, în cadrul unui club de lectură, mi-ar plăcea tare mult. Avem deja, am deja câțiva scriitori anul ăsta și sunt programați cam până la final de an aproape, unii perfect dintre ei, dar ne auzim pentru că sunt curioasă, m-ai făcut tare curioasă despre fata asta cu tricoul galben și cu... Și aștept mesajele cititorilor după ce termină. Da, mulțumim tare mult, ne auzim, să aveți, stimabili ascultători, o seară excelentă cu spor la citit, cărți bune, așa ziceai, nu? În, în recomandarea ta. Și noi ne auzim și ne vedem joia viitoare. Să aveți weekend minunat și la mulți ani de flori. Gata, bye! Ai Carte, Ai Parte de Roxana Brânișteanu. În fiecare joi, de la 8 seara.